Un bărbat bănuit că ar fi sustras bani și bijuterii dintr-o locuință din Pișcolț, județul Satu Mare, este cercetat de polițiști sub aspectul comiterii de infracțiuni de furt calificat. În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au reușit identificarea principalului bănuit într-o infracțiune de furt comisă anul trecut și rămasă inițial cu autori necunoscuți. Astfel, în urma cercetărilor efectuate, s-a reținut faptul că un bărbat a pătruns prin ușa închisă, dar neasigurată, într-o locuință, de unde a sustras suma de 5.500 de lei și bijuterii în valoare de 4.500 de lei, prejudiciu nerecuperat până în acest moment. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.